Suntem într-o zi cu soare la lacul La Noroc, lângă Oradea, într-o, zic eu, locație de vis pentru pescari și l-avem alături de noi pe Otilo. Da. Salutare! Salutare, bine ați venit! Otilo e administratorul acestui lac și o să ne povestească câte ceva despre oportunitățile pe care au pasionații de pescuit aici, la lacul pe care îl administrează. Ce poți să ne zici, Otilo? În primul rând, ce soiuri de pești ai în lac? Crap, caras, amur, sturion, fitofag, chiucă, șalău, somn. Deci le găsiți toate speciile care există acum, autoctone ale noastre. Și pentru că tot ne aflăm pe un ponton, pe o poziție pentru pescari, spune-ne și cât există pe acest lac. Standuri sunt. Da, câte standuri? Standurile 16 la număr, 32 de pescari care se poate. 32 de pescari. Acum da. Văd că niște pescari au prins o captură mai micuță, ci drept, dar au prins-o în depărtare la un alt stand. Ca să mergem mai departe, ce alte proiecte de dezvoltare ai pentru această zonă? Mai o să facem încă două adăposturi pentru pescar, că adăposturile le avem și pe timp de iarnă. Dacă nu e înghețată balta, îi așteptăm cu drag. Acum suntem încă în construcție, în amenajări, dar vrem să aibă condiții bune pescare. Că zici de adăposturi, suntem chiar lângă un adăpost și e foarte interesantă priveliștea din interior, pentru că pescarii efectiv au posibilitatea să vadă lacul, să-și vadă captura din unul din adăposturi. Câte sunt de toate? Momentan sunt 4 bucăți pe lac. Urmează încă două să fie construite. Care a fost cel mai mare pește prins aici, pe lacul tău? Din crapul comun a fost 17,6. Că noi și identificăm peștii, îi cipuim. Știm care este greutatea lor, acum care știpuiți, care au fost prinși, care încă nu urmează să fie. Iar la somn a fost de 28.600. Deci, lângă Oradea, într-un lac, amenajat de cât timp? De cât timp ține acesta? De 2 ani jumate amenajat. Lacul are 15 ani cam, aproximativ, de când există lacul. Deci aici se prind somn de aproape 30 de kg. Și mai spune-ne, că e o informație esențială pentru fiecare, ce trebuie să facă un pescar care vrea să pescuiască aici? Deci intră pe site-ul nostru www.laculanoroc.ro, unde găsește regulamentul, tarife, număr de telefon, automat prin Google îl aduceți direct la destinație, lacul nostru, în mare, atât ar trebui să facă acolo, poate și plăti automat rezervarea. Cât costă o zi? Pe persoană, pe 12 ore, e 40 de lei taxa. Am bineînțeles, taxă sportiv, prinde și eliberează. Noi nu vindem pește, lac sportiv doar. Am înțeles.